Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, și anume NATO, este îngrijorată după ultima mișcare a Rusiei. Statele membre au fost atenționate în contextul în care Moscova a mobilizat submarinul nuclear K-329 Belgorod în Oceanul Arctic. Submarinul nuclear din Rusia a fost lansat la apă în luna iulie, iar momentul de față ar fi scufundat în apele arctice, după posibila sa contribuție în sabotarea gazoductelor Nord Stream, conform mai multor surse neoficiale. Publicația notează că K329 Belgorod ar fi fost mobilizat pentru testarea unor torpile Poseidon în Oceanul Arctic. Salutare dragilor! europenii sunt îngrijorați de ultima decizie a lui Putin și anume de a pune în mișcare acest submarin nuclear. Știți că și ieri am vorbit despre o nouă amenințare pe care Putin a făcut-o cu arme nucleare. Mai nou am văzut că Cicăruși ar declara că Ucraina ar fi pregătită să primească arme nucleare de la NATO, mai exact din Statele Unite ale Americii. Acum vă dați seama, nu știm care este adevărul, noi știm doar ce vor ei, ca să zic așa doar ce vor cei de sus. Haideți să vedem mai exact de ce și-a repoziționat Rusia acest submarin nuclear. O să mai discutăm din nou despre pericolul acesta nuclear care văd că se discută aproape zi de zi. Am citit și eu ieri comentariile, am văzut că foarte mult ați spus că acesta este planul Rusiei și ar de a folosi arme nucleare. Ideea este că văd că Occidentul tot, tot trimite semnale de alarmă. am văzut că și Biden a vorbit cu Putin despre uh, folosirea armelor nucleare și l-a avertizat uh, pe Putin că folosirea oricărei arme nucleare ar avea consecințe catastrofale atât pentru evident pentru poporul ucrainian cât și pentru poporul uh, rus. Dar având în vedere că o centrul a transmis de foarte multe ori semnale de alarmă și s-au întâmplat cam toate, cum ar fi invazia, cum ar fi anexarea și cum ar fi mobilizarea. Deci toate astea au fost prezise de dinainte, deci planul se știe. Deci de ceea ce ți este frică nu scapi, mă rog, haide să vedem mai multe detalii și cum spuneam, na, aștept și părerea voastră ca de obicei. NATO este îngrijorată că misiunea sa este de a testa torpila Poseidon, proiectil care are o rază de acțiune până la 10.000 de kilometri, ca mai apoi să explodeze în apropierea coastei pentru a provoca un tsunami radioactiv. În anul 2018, Rusia a prezentat torpila ca modalitate de a garanta supremația militară a țării cu toate că specialiștii nucleari au afirmat că același rezultat poate fi obținut cu o rachetă intercontinentală. Submarinul are o lungime de 184 de metri, 15 metri lățime și se poate deplasa cu circa 60 de km pe oră sub apă. Este un tip de armă complet nou, care va forța marinele occidentale să-și schimbe planificarea și să dezvolte noi contramăsuri, a explicat specialistul Sutton. În altă ordine de idei, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat anterior că armata ucraineană face progrese după ultima victorie împotriva Rusiei. Am văzut că ucrainienii au putut să recucerească un alt oraș, Liman, iar aceasta demonstrează că ucrainienii registrează progrese și pot respinge forțele ruse datorită curajului, datorită abilităților lor, dar și, desigur, datorită armelor avansate pe care Statele Unite ale Americii și alți aliați le furnizează Chievului a subliniat Jens Stoltenberg într-un interviu pentru emisiunea Meet the Press a televiziunii americane NBC. Cel mai bun mod de a contracara anexarea proclamată de Rusia a unor părți din Ucraina este să continuăm să sprijinim guvernul de la Kiev, a spus Stoltenberg potrivit Reuters. Întrebat despre cererea Ucrainei de aderare a accelerată la Alianța Occidentală de Apărare, Stoltenberg a spus că orice decizie privind aderarea trebuie luată prin consens, toți cei 30 de aliați trebuie să fie de acord să iau astfel de decizie. NATO sprijină ancheta privind aparentul sabotaj al conductelor rusești Nord Stream care merg din Rusia spre Europa pe submarea Baltică, a declarat șeful NATO. Declarația președintelui Vladimir Putin cu privire la anexarea patru regiuni din Estul și din Sudul Ucrainei semnalează punerea în scena unei noi și extrem de periculoase faze într-un război care durează de șapte luni. Un război care, potrivit temerilor unor oficiali și analiști occidentali, ar putea duce până la folosirea armelor nucleare pentru prima oară după 77 de ani. Anterior, Putin a amenințat să apleze la arme nucleare în cazul în care obiectivele Rusiei în Ucraina continuă să fie contracarate. Anexarea apropie cu un pas eventuala folosire a armamentului nuclear, întrucât asta îi oferă lui Putin o justificare pe motiv că integritatea teritorială a țării noastră este amenințată, după cum s-a expunat el într-un discurs de săptămâna trecută. El și-a renoit amenințarea vinerea trecută. Printr-un comentariu amenințător, potrivit căruia bombardamentul atomic al Statelor Unite asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki a creat un precedent în privința folosirii armamentului nuclear, reluând astfel niște referiri pe care el le făcuse și în trecut, când a spus că invazia Statelor Unite în Irak a creat un precedent în privința invaziei Rusiei din Ucraina, transmite Washington Post. Oficiali americani și occidentale afirmă că încă mai cred că este puțin probabil ca Putin să-și fructifice amenințările. Ei spun că cel mai probabil el speră să convingă Occidentul să nu mai ofere Ucrainei armament perfecționist, în vreme ce mobilizarea altor 300.000 de soldați ar permite Rusiei să elimine sau măcar să împiedice eșecurile armate sale pe câmpul de luptă. Dar amenințările nu par decât să întărească hotărârea Occidentului de a continua livrările de armament în Ucraina, iar armata ucraineană continuă să avanseze pe teritoriul ocupat de ruși. Sâmbătă, armata ucraineană a reușit să obțină controlul asupra Limanului, un oraș din estul țării, aflat într-o zonă pe care Rusia și-a anexat-o fățiși începând de sâmbătă. Prăbușirea unei noi linii de pe frontul rus a fost salutată prin apeluri la atacuri nucleare lansate de o serie de blogări și de politicieni din Rusia, printre care s-a numărat și liderul cecen Ramzan Kadyrov, un aliat apropiat al lui Putin trebuie adoptate măsuri mai drastice până la instaurarea legii marțiale în zonele de frontieră și la folosirea unor arme nucleare mai slabe, a scris Kadyrov într-un comunicat transmis pe canalul de Telegram. Acum când zonele pentru care s-au dus lupte sunt considerate de Moscova drept rusești, este posibil ca lucrurile să ducă la folosirea armamentului nuclear pentru prima oară începând din 1945, când a fost lansat bombardamentul atomic din Japonia, este puțin probabil, dar este cel mai serios caz de amenințare nucleară începând din anii 80, când războiul rece a luat sfârșit, a declarat Franz Stephen Gady, membru marcant al Institutului Internațional pentru Studii Strategice de la Londra. Este o situație foarte periculoasă pe care strategii occidentali trebuie să o ia în serios. Oficiali americani și europeni afirmă că iau în serios amenințările Duminică, consilierul pentru Securitate național al Casei Albe, Jack Sullivan, a afirmat că urmările ar fi catastrofale în cazul în care Rusia hotărăște să apeleze la arme nucleare. El a furfuzat să spună și că ar fi acele urmări, dar a spus că o serie de consecințe precise au fost transmise în plan privat oficialor ruși de la un nivel foarte înalt. Ei înțeleg foarte bine la ce se așteaptă dacă o apucă pe această linie neagră, a spus el. Oficiale europene afirmă că amenințările nu au făcut decât să le întărească hotărârea de a sprijini Ucraina. Nimeni nu știe ce va hotărâ putin să facă nimeni. A recreat un oficial din partea unei europene care a dorit să-și păstreze anonimatul pentru a discuta acest subiect delicat. Dar el este total înghesuit într-un colț. E nebun. Iar pentru el nu există vreo cale de ieșire. Pentru el singura cale ar fi o victorie totală sau o înfrângere totală, iar noi concurăm în sprijinul acestei a doua variante. Avem nevoie de victoria Ucrainei, iar noi concurăm ca să privim cele mai sumbre scenarii, ajutând Ucraina să câștige. Cam atât a fost, dragi, acest material. Ce părere aveți de ultimele mișcări pe care le-a făcut Rusia? nu știu, ziceți că tot e o cacelma că toate mișcările astea, știți că și ieri am vorbit despre bombardiere nucleare care au trecut deasupra Finlandei, acum își mută un nou submarin nuclear, cine știe care o fi, ce vrea de fapt Putin să facă, chiar, chiar sunt, sunt curios de ce credeți voi, poate tot e o cealmaș, și toate aceste reposionări, transmit un mesaj că Rusia va folosi aceste arme dacă Occidentul va continua să livreze arme către Ucraina. Cine știe. Cam atât a fost, dragilor. Sper că na, e totul în regulă și vă doresc multă sănătate și mult succes în tot ceea ce faceți, dragii mei.